cum e, ce rol aveți, cum a fost filmul? Nu știu cum e filmul, nu l-am văzut. Am un rol, sunt o parte dintr-o inimă mare a prieteniei. E vorba despre o poveste, despre adevărata prietenie care ține, indiferent, dincolo de vârstă, dincolo de ani, dincolo de evenimente de status social și așa mai departe. Este o, îmi doresc să fie o comedie care să meargă la sufletele telespectatorilor, și va fi o comedie dulce-amară, cu povești de viață, cu povești simple, care pot modifica suflete. Cât de mult v-a plăcut rolul dumneavoastră? E pozitiv, negativ? E un personaj? Nu există, aici nu există personaje. Pot eu să fiu un personaj negativ? Pot. Dar de data asta este un suflet mare care știe să tacă, știe să plângă, știe să se bucure, știe să ajute, știe să comunice, știe să fie, să pună piciorul în prag. Un personaj care, pe care l-am îndrăgit pentru că, într-un fel, are și câteva cioburi din viața mea personală. Ați pregătit, știu, din câte știu, și un film pentru Netflix. A ieșit, urmează să apară? Da, urmează să apară pentru Netflix prima producție românească Netflix, care se cheamă Subteran, și care o să apară foarte curând, de-abia aștept să-l văd. Am avut un an bun, am muncit foarte mult, am avut un an greu, dar asta nu pot să ajung la voi niciodată. Cristi, iartă-mă! Am văzut că v-ați întâlnit aici așa și a fost o revedere plăcută cu doamna Maia Morgenstern. Ce vă leagă de dânsa? Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți împreună? Păi cred că cele mai frumoase amintiri pornesc din studenție, și de-a lungul timpului ne-am întâlnit, am jucat împreună. Aseară, că am luat aplauze împreună la Gaițele, la Câmpina, am avut spectacol. Da. Suntem și cu Aura, am fost așa privilegiate de Dumnezeu să ne întâlnim, ca să spunem povestea asta tuturor, și care a lăsat loc și de partea a doua. Sper să fie bine și să mergem înspre partea a doua. V-ați încărcat bateriile vara aceasta? A fost într-un concediu, o vacanță, ceva? Am avut o vacanță bine meritată și mult așteptată și mi-a prins foarte, foarte bine. Mi-a fost bine. Am fost cu copiii, am fost fericită.